Da, este daily vlog. Oare filmez eu azi tot ce vreau să filmez sau nu? Vreau să vă arăt cum stau în casă, cum lucrez, acum la temperaturile astea. Îmi place să fiu colorată. Căștia cred că sunt, știu dacă sunt de la Sinsay. Tricoul este de la Camaieu. Mă apucă și mine chestiile de fashion, nu le luați în serios, vă rog frumos. Și plec, am o întâlnire de lucru și o să-mi iau această rochie cămașă. Așa, rochie cămașă. O am de foarte multă vreme. Eu nu sunt cu haine, încă nu sunt cu haine. N-am un cult anume pentru haine. Toți, să zicem, banii pe care am în plus, investesc în sport. În sport, în sănătatea mea, în calitatea lucrurilor pe care le mănânc atât cât pot, că am și o pofte ca toți oamenii. Eu am o chestie, nici, să știți că nici când... eram singură, bine, mereu am avut responsabilitate pe cineva, dar n-am avut chestia asta de a-mi cumpăra haine și de a da foarte mulți bani pe haine. Mi se părea inutil, de ce? Pentru că hai, cel mult poți să ai o grupiță mică acolo la tine în garderobă, două, trei chestii super mișto și restul normale. Haina este o chestie... Sigur că trebuie să-ți vină bine și te pună în valoare. Dar pe care o speli, transpiri, iar o duci la curățat, te mai modifici, o chestie pe care o dai jos, nu știu ce. Nu e ceva care să fie cu tine permanent. Pe când în capul meu a fost întotdeauna corpul este cu mine permanent, pielea mea este cu mine permanent, părul meu. Și de ele să am mai multă grijă. Adică acum la modul cel mai cinstit. Mi-aduc aminte că la un moment dat, nu știu, era fața că ce să-ți luăm de ziua ta, nu știu ce, la noi în familie și... Eu deja le-am zis, la mine e știut, eu prefer să primesc bani și îmi cumpăr eu ce am nevoie și aveam în cap, adică pe dacă primești de acolo și de acolo, mamă, scot de încă un abonament la Pilates. Deci asta a fost în capul meu. Nu m-am gândit, vai, o să-mi iau rochiță de nu știu care și așa. Vânez promoțiile, caut haine care, în care să mă pot mișca, în care să mă simt bine. Dacă o haină este frumoasă, dar eu mă simt în ea încorsetată, nu mă pot mișca... Am o senzație că parcă tot timpul mă ține, mă strângem așa, nu. De-aia nu suport chestii de-alea prea cambrate, cu prea mulți nasturi, cu margini tari, cu lucruri de genul ăsta. Nu-mi plac lucrurile care mă... în care arăt prea festivă. Adică, cred că aș fi și eu curioasă să încerc odată o rochie de-aia așa de prințesă, cum se spune, cu rochie de-aia așa. Să văd efectiv cum arăt. Știu că la un moment dat am și zis că mă duc o dată la Mihaela, la The Room Showroom, să încerc o chestie dintre aia. Am și încercat, de fapt, odată, de exemplu, am încercat o rochie cu paiete. Așa, să văd cum îmi stă, dar nu mă văd purtând genul ăla de rochie, știi? Da, și atunci hainele sunt, în general, ieftine, dar foarte purtabile. Sunt și urâte unele dintre ele, adică urâte din perspectiva oamenilor care se pricep la modă, dar eu chiar n-am nicio problemă dacă cineva îmi spune, ești prost îmbrăcată. Da, vrei să mă dezbrac? Înțeles că e o glumă. Nu e o glumă, e o glumă, dar care ascunde adevărul. Sunt mai mult mulțumită și mai mult atașată de cum arăt eu, pielea mea, calitatea pielii, cum mă îngrijesc, creme, sport și așa mai departe, decât neapărat hainele pe care le pun pe mine. Evident, am grijă să fiu întotdeauna decentă, de bun simț, dar nu. Hainele n-au fost și nu cred că vor fi vreodată apanajul personalității mele. Astăzi n-am mai pornit aerul condiționat, să vedem cum rezistăm. Totuși, astăzi văd că afară sunt doar 31,7 grade, aproape 32 față de 34, 35, 36, câte au fost... zilea trecută, acum devin ce în ce mai insuportabil. Dar hai să pare că am primit o de la Sabon. Am puțină febră, puțin mai multă febră musculară, pentru că tocmai ce am venit de la Pilates. Mi-am făcut așa oarecum calendarul să pot iar să merg de 2 ore pe săptămână și am noroc că mi-este foarte aproape și atunci îmi strec o repede, ajung foarte repede acolo în 5 minute și o oră mă țetez pe chestia aia. Ca de obicei, pachetele de la Sabon, cred că știți, și așa le trimite, așa le fac din totdeauna. Pe partea de packaging și de ambalare și de prezentare, oamenii sunt cei mai buni din tot ce am văzut așa. Cred că L'Occitane mai face la fel niște colete frumoase, dar Sabon
sabonire în mici, pe partea asta de cadouri, cred că v-am mai spus și cu alte ocazii că era o perioadă când cel puțin în anturajul meu oamenii cumpărau, făceau foarte multe cadouri de la sabon pentru nunți. Se făceau coșurile alea mari pentru mireasă, pentru naș, fiecare depinde cum cumpăra, gen se lua coș pentru nașul mare, coș pentru nașa mică cu chestii de la sabon, nu știu acum dacă se mai poartă chestia asta, dar bănuiesc, da. Hai să vedem ce am primit eu. A, din ce e asta de mătase, care întotdeauna e foarte frumoasă. Oh! Superbism ce am aici. Am paciuli lavender vanilii. Vanila, cică vanilii. Paciuli lavender vanila. Loțiune de corp. Și am... vai, 2-in-1 face polisher. Uite ce mișto se deschide, ca e aici un pic, nu știu dacă vedeți, cum e decupat. Uite ce frumos. Ia uitați-l, Doamne, cum arată. E o frumusețe de produs. Ia uite că nu mă pot abține. Vai, Doamne. Vai cum miroase trandafiri. Nu vreau să am reacția asta de gâscă proastă de YouTube. Dar așa miroase de fain. Doamne, mi-aduce aminte de sorbet sau de dulceață, de trandafiri. Bunica mea mai făcea câteodată dulceață de trandafiri, dar foarte puțin, că avea doar o tufă într-o anumită parte a grădinii care făcea trandafiri de dulceață, că nu e așa... Băi, dacă miroase. Da, da. Produsele de la sabon, asta au punct fort, de parte de senzorialitate. Dacă vrei să... intri pe parte de senzorialitate pe piață, inspiră-te de aici și că, na, mirosuri, texturi, toate lucrurile astea care țin de partea asta de senzorial, de ceea ce simt. Și acum am mai văzut pe cei de la Sabon, am niște noutăți cu miros de smochină, noutăți în gama aia cu trandafir, deci da, trebuie să ajung și eu într-un magazin să le mai miros, să le mai admir. Și vă țin buțin la curent cum sunt. De fapt, am trecut zilele trecute, dar n-am printr-un mold, efectiv nu am apucat să intru. Și oricum am ajuns o persoană foarte urcioasă de lucruri de-astea cu multe magazine. Adică eu într-un mold, da, de foarte mulți ani, intru, mă duc exact unde am nevoie. Gen, mă duc la Băneasa, pac, am intrat la Guerlain, Chanel. Mă duc la Intimissimi că știu că trebuie să-mi cumpăr ceva underwear. That's all, nu mă interesează altceva. Mă obosesc. Atâtea magazine, atâtea lucruri, nu. Mă duc unde am nevoie și acum am intrat într-un mall pentru că am avut nevoie de ceva și nu m-a mai interesat așa. Deși văzusem, am tras copii, văzusem sabonul într-un colț, eu mai zic, parcă aș intra, parcă aș intra, dar o să-mi fac timp la un moment dat să văd și tățile de sabon. Da, vreau să închei odată și vlogul ăsta și vreau să mă arăt ceva. Am intrat, eu tot intru la Fragonard, în fața pe site, m-am abonat la newsletterul lor la clasic, adică ăla de primești plic în poștă și efectiv cred că odată la 3-4 săptămâni primesc în poștă revistuța cu ce au ei, cu promoții, cu lucruri și de fiecare dată îmi pun două șervețele parfumate. Da? Și acum chiar sunt hotărâtă, dar am zis că nu vreau să fac acum vara, când mai ales când depozitele de la poștă, că ei așa livrează prin poșta română, adică prin poșta clasică, nu vreau să-mi stea, să-mi fiarbă cosmeticele de la ei. Undeva am zis că în toamnă, septembrie-octombrie, vreau să-mi fac o primul comand de la ei. Ia să deschidem asta, eau de vacances, eau de toilette. Da. Se anunță săptămâna viitoare, temperatură foarte mare în București, se anunță spre 38 de grade, joia. Parfumurile de la Fragonard, dar să nu trezească așa emoții persoanelor care caută acum genul ăla de parfum arabesc. Însă celor care sunt așa mai old school, da, uite, ăsta chiar e. Îmi plac atât de multe parfumuri de la Fragonard, încât mi-e greu acum să spun care să l-a captat. Am o sticluță în arhivă, că nu știu dacă se mai face. Da. Și mai au și o linie de cosmetice. Vrei. E din asta. Mi-aș dori la un moment dat să-mi iau ceva. Astăzi m-am tot dat, termin deja facial mist-ul cu acid hyaluronic de la IMAR și m-am dat și cu astea. M-am dat pe față, că a fost foarte greu de lucrat.
Am pornit aerul condiționat vreo 3 ori, l-am lăsat așa 30-40 de minute să-și facă treaba în timpul ăsta, încercam să fac alte lucruri sau să mă mișc, să nu stau în cameră, dar eu nu sunt, n-am fost niciodată fan în căldură, nu sunt, deși culmea, sunt născută în luna mai și există așa o preconcepție de asta că dacă te-ai născut în luna de vară, îți place vara. Nu. Nici nu. Și mi scade randamentul, știi, pe toate, pe toate planurile, sunt așa că nu, parcă... Deși nu se plânge nimeni, dar suficient ce nu-mi place mie. Băi, aseară am stat să văd Insula Iubirii. Mie îmi place misiunea asta. Înainte de Insula Iubirii, a fost la un moment dat, nu mai mi-aduc aminte când, dădea Pro TV-ul, a fost practic emisiunea, nu ce bine miroase, care a consacrat-o pe Cosmina Păsărin. Cosmina Păsărin venise în emisiune cu iubitul ei și s-au despărțit și a rămas combinată parcă cu unul din băieții de la da. Pădeam locul de parcare, sunt cameră video a blocului, da, păi e mare, e destul de problematic cu locurile de parcare, cei care stați în orașele mari știți, așa. Și da, a fugit și Max repede să se uite, să bată el, să se asigure. Și mie îmi place formatul ăsta de emisiune, eu am fost fascinată de relațiile astea de cuplu, adică am și avut o chestie asta să observ ce se întâmplă în jurul meu, încă de mică, dar bine, atunci nu conștientizam, îmi plăcea să mă uit, să fac comparație. Și mi-aduc aminte că la un moment dat făceam niște comparații în familia mea de felul în care funcționau anumite relații. De-aia întotdeauna am admirat relația între bunicii mei materni și bunicii paterni. Dar bunicii paterni erau foarte patriarhali, era genul ăla de familie de țărani standard, luată din manualul de etnografie, știi? Oameni muncitori de dimineață până seara, cu credință la Dumnezeu până înainte și înapoi, cu chestii de-alea foarte arhaici, așa, încât nici nu-i percepeam precum cuplu. Ei erau bunicii. Bunicii ăia bătrâni, bunicul care mulgea vaca, bunica care hrănea porcii și făcea de mâncare și curățenie toată ziua. Eu nu i-am văzut pe oamenii ăștia odihnindu-se. Cred că și de sărbători când ne duceam la ei, chiar făceau mici chestii pe lângă casă. Nu... Incredibil, adică cât puteau să mâncească oamenii întotdeauna. Cred că de acolo și de acolo am primit. Nu zic că bunicii materni nu munceau și ei, dar ăia efectiv trudeau, știi, truda aceea pe câmp cu animalele, adică în condiții mai grele, pe când bunicii materni trăind la oraș, bine, la casă, într-un cartier ce imita așa destul de mult un sat, să spunem. Aveau și ei găini în curte, la un moment dat au mai crescut și porci, pentru că era un cartier unde lumea, adică 99% din oameni de acolo erau veniți de la țară, mutați în oraș ca să lucreze la diverse fabrici și stăteau la casă. Era un cartier chiar frumos, îmi aduc aminte pe vremea aia. Case simple, da, gospodărești, așa, acum mă uităm că și acel cartier, în acel cartier s-au făcut foarte multe achiziții de case vechi din partea noilor persoane care vor sta la casă și s-au construit numai vile și numai garduri de-alea până de nu vezi nimic. Eu mi-aduc aminte când eram mică și, na, eu am copilărit foarte mult la bunicii materni, practic ei m-au crescut mai mult. Când veneam din capătul străzii unde era magazin de pâine și alimentara, păi eu până ajungeam la, m-ar veni așa în vârful dealului la casa unde stăteau, strada era pe o pantă așa, păi eu trebuia să spun sărumâna de 50 de ori, pentru că toate gardurile caselor, curților, erau destul de micuțe, era așa ca la țară și lumea avea făcea treabă prin curte sau stătea la masă în curte sau se lucra în curte, se stătea în curte și când trecea începea tanticutare, sărmână, nu mai era câte una care mă oprea, bine, bună, ce face bunica, bine, ai fost după pâine, a adus pâine, proaspătă pâine, adică eu până ajungeam, mamă, deci mă durea gura de câte ori spuneam sărmână și bună ziua și cu toți care mă întâlneam pe stradă și așa și se știau oamenii între ei, era... Adică eu mi-aduc aminte că eram super mică și mă duceam, îmi dădea bunica mea banii numărați cât să iau pâine și da, știam să aduc și restul, dar nu se punea problema să-mi facă cineva ceva, Doamne ferește, dar toată lumea știa că tu ești alocutare, tu ești, era efectiv ca un sat și acum mă uit că acel cartier a devenit mai vile și garduri de-alea înalte și nu se vede nimic și așa, în fine, și multe mașini parcate. Da, și admiram pe bunicii materni pentru că
Evident că aveau și ei probleme în cuplu. În toate cuplurile există probleme. Nu există cuplu perfect pe lumea asta. Nu, și nici unul normal să existe. Ce-am apreciat întotdeauna, și asta spuneam și la psiholog, pentru că bunicii materni mi-au insuflat mie ideea cum aș vrea să arate eu familia mea, toate discuțiile lor erau directe, la obiect și fără să se ridice vocea, fără jigniri. Se discuta așa, omenește, la masă, uite măi omule, n-avem asta, nu știu ce, sau copiii trebuie să se întâmple asta, sau cade lemnul ăla, în, nu știu, din pod, dar nici nu trebuia să-i spună bunica mea chestia asta că se întâmpla. Se ajutau foarte mult. Am înțeles că ei se mai certau în fața noastră a copiilor, a nepoților, niciodată. N-am văzut niciodată să ridice bunica mea sau bunica mea vocea unul la cealaltă. A, că mai existau alte certuri cu alți membri din familie destul de scurte, astea erau, dar ei între ei, pe ei între ei, n-am niciodată. Aveau și multe chestii de-astea de gen, dacă bunica mea era și un fel de croitoreat așa acolo în cartier și dacă mai avea ceva de lucru și avea ceva la cuptor, de exemplu, dacă avea pâine sau, nu știu, plăcinte sau ce avea, se ducea bunica mea să verifice și zicea, nu, stai, nu te ridica, mă duc eu. Ceea ce pentru vremea era excepțional, adică acum 30 de ani, 30-40 de ani, nu se concepea ca bărbatul să ducă să deschidă ceva la bătărie, deși bunicul meu își făcea foarte bine treaba peste tot în curte, adică toate lucrurile erau făcute de mâna lui. Dar era, la modul că dacă chiar trebuia să intervină, știi, nu era complet, cum am văzut în multe cupluri din familia mea, bărbați care habar n-aveau să tai o pâine sau asta, pentru că erau obișnuiți să-și facă doar treburile lor considerate de bărbați și restul nimic. Și îmi plăcea foarte mult chestia asta între ei. Mi-aduc aminte de mesele de Crăciun, de nu știu ce, când mi-aduc aminte toată de bunica mea, cum mi-a făcut cadou la mișto, un cadou lui bunica mea, foarte funny a fost. I-a pus într-o cutie de pantofi, o cutie de aia, de lame. Lame de ras, deci a pus o cutie mare, am umplut-o cu hârtie și în interior a pus altă cutiuță mică și a pus doar o cutie de lame și am împachetat-o frumos. Bineînțeles că separat i-am mai pus o cămașă, știi? Și a fost, n-am ținut momentul ăla niciodată, că bunica mi-a văzut cutia aia mare, a luat-o să uitați așa ce-o finia. Ce s-a tot, pe aia mea hârtie și pe aia găsești cutia de lame și pe aia bunica mi-a scoat și pachetul cu cămașa, ai uite-te, așa o cămașă nouă, știi? Da, mi-a plăcut întotdeauna de chestia asta, niciodată nu și n-aveau chestia asta de a avea conflicte în fața noastră sau discuții urâte sau discuții despre bani sau nu, n-am auzit așa ceva și de-aia ei, mintea mea, au rămas un model. Ei, și acum revin la emisiunea asta, Insula Iubirii, așa, cu ispitele, cu nu știu ce. Pentru mine e interesant să mă uit, să văd cum evoluează, știi, conceptul ăsta de relație de cuplu de-a lungul anilor. Pentru că eu am urmărit emisiunea chiar de la început, ispita supremă din punctul meu de vedere și persoana care mi-a plăcut extraordinar de mult din toată această serie a fost Raul Popa, un ispita masculină care a fost, cred că, în primul sezon și cred că și în al doilea sezon. Un tip destul de trecut prin viață și cu un grad ăsta de bunătate pe care rar îl întâlnești la, în general, la un bărbat care arată bine. În general, bărbații care arată bine pentru că sunt foarte conștienți și au instinctul animal, suntem foarte ok, nu știu ce, nu prea sunt ei așa foarte catifelați, să spun, nu prea au mănuși de catifea când vorbesc cu tine sau așa. Mi-a plăcut foarte mult, el era practic acolo ca un fel de sfetnic pentru concurenții. Chiar mi-a plăcut de el, am și pe blog, am două interviuri cu el, nu am avut ocazia să mă cunosc face-to-face, dar doar ne-am conversat pe e-mail și un pic pe telefon, așa, mi-a plăcut așa abordarea lui și modelul de masculinitate pe care el l-a transmis, apropo de, mai făceam eu mișto de chestiile astea cu energia masculină și nu știu ce, el era la un moment dat, mi-aduc aminte că avea și niște tricouri de astea mai colorate și mi-am știut, dar tot bărbat era, adică nu... N-avea asta nicio treabă. Sunt în continuare surprinsă să văd în emisiunea asta că există chestii foarte rigide la anumite cupluri, adică am văzut gen nici n-ai voie să te uiți după cineva sau n-ai voie să dansezi cu cineva sau dacă sunteți la plajă, cum se duc ăștia la plajă cu ispitele fiecare pe insula lor,
dacă tu ai nevoie să fii dată pe spate și nu ajungi ca lumea, că unele persoane nu sunt flexibile, să nu apelezi niciodată la o ispită bărbat sau invers, știi? Adică să nu apelezi la ispită, e ceva scabros, adică cum să pună la mâna pe tine și una este să pună mâna cineva pe tine să te ajute efectiv, să-ți întinse pe feul pe spate ca să nu te arzi și una este, da, să lași, nu știu, să te pipe aia altceva, dar când efectiv dai așa, nu mi se pare nimic ciudat, nu mi se pare nimic cu o conotație periculoasă pentru cuplu. După aia am mai văzut acolo tot felul de lucruri, oameni care sunt foarte rigizi și foarte speriați de a nu greși și chestia asta mi se pare foarte nesănătoasă astăzi în 2023. Bine, nesănătoasă a fost mereu lucrul ăla de a-ți impune niște limite de astea, dar foarte rigide și care să te chine. În momentul în care, ca să stai cu cineva, începi să folosești rigiditatea și lucrul ăla îți face rău, efectiv se vede pe fața ta că nu te simți ok și ești constrâns, nu știu dacă aia se mai poate numi relația adevărată. De asta am mai văzut, inclusiv așa, în anturajul meu, persoane de gen, indiferent, feminin, masculin, nu contează, care sunt deranjate când partenerii lor au o discuție chiar de ordin profesional sau de ordin logistic, da? Să te duci la bancă și trebuie să vorbești cu angajata de acolo sau casiera de la Lidl, la care, nu știu, poate te întreabă femeia ceva, aveți card, aveți nu știu ce, și poate zâmbește așa, poate chiar te găsește simpatic sau simpatică, și celălalt partener se simte, vai, dar de ce ai zâmbit aia de la Lidl sau de ce te-ai uitat la nu știu ce, mie chestia asta mi se par penibile. Este normal să funcționăm în societate ca niște oameni prietenoși, drăguți, faptul că ai zâmbit unui vânzător sau unui angajat de la bancă sau... Mie astea mi se par lucruri absolut normale. Sau că ți-ai salutat o vecină și ai întrebat-o ce mai faci, sunteți bine, și asta nu înseamnă că vai de mine, de acolo o să înceapă nu știu ce. Și pe la urmă știți cum e, dacă e să înceapă, eu am rămas așa după toate experiențele mele de viață, zic, pe materia asta, mai bine se întâmplă mai repede. Cu cât se întâmplă o clarificare de asta a situației mai repede, cu atât e mai bine. Cu atât e mai nasol când avansezi într-o relație, fiecare se screme, să pară mai corect decât cel mai corect, nu e exprimare corectă, dar în fine, adică mai atent, mai protocolar decât celălalt, fiecare se chinuie și ajung la un moment dat să chinuie, efectiv, stau într-o relație în care doar se chinuie să pară impecabil și să-i și spună celălalt, vezi, eu și când mă duc la Lidl nici nu ridic ochii, nu mă uit, nu știu ce, și uite, tu ai fost la cumpărături și te-ai uitat la casier, casierul când ți-a dat bonus a uitat așa la tine și tu i-ai zâmbit sau nu știu ce. E foarte însoară, aia nu se mai numește relația, aia se numește chin, din punctul meu de vedere. Și de-aia, din punctul meu de vedere, când sunt probleme de astea, e bine să se întâmple cât mai repede, adică o despărțire sau o reglare de comunicare să se întâmple cât mai repede, nu să treacă niște ani și lucrurile să se afunde și să fie din ce în ce mai nasoale pentru fiecare partener. Pentru că ceea ce pot să spun și, uite, și vorbind atâta, făcând terapie, vorbind, mă refer cu psihologi, în orice relație cu probleme, ambii parteneri au partea lor de vină. Știi? Adică nu poți să spui că nu, el a înșelat-o pe ea sau ea l-a înșelat pe el și este vina celui care a înșelat, numai a lui. Nu este așa. Pentru că inclusiv și faptul că tu ai acceptat niște lucruri, că ai primit niște semnale și nu ai reacționat la ele sau nu ai avut o comunicare cu partenerul tău pe tema asta, te încarcă și pe tine, da? Bun, nu vorbesc de cazurile alea super nasoale în care el ajunge, nu știu, se ajunge la violență domestică, deci nu vorbesc de cazurile astea extreme, vorbesc de lucrurile astea de zi cu zi. Pentru că am mai văzut situații în jurul meu, gen oameni care s-au despărțit la un moment dat și el sau ea și are făcut viața foarte mișto și celălalt a fost foarte invidios pe celălalt și a zis, păi nu știu ce, că uite, vezi că mi-am mânca viața cu tine și păi nu te mai oprește nimic acum să-ți refaci și tu viața, știi? Și nu e firesc să fii invidios pe celălalt, adică până la urmă ok, dacă te-ai despărțit, te-ai despărțit. Dar nu, chiar nu vă potriveați și până la urmă chiar trebuie să te bucuri că ai ieșit dintr-o relație unde nu aveai, nu funcționa, știi?
ce este urât, na, să zic așa, ce este urât și asta tot așa am văzut, este când, ok, unul dintre parteneri își face viața, iar noul partener sau parteneră începe să facă o campanie de asta foarte anti față de vechiul partener, de parcă ce mai contează? E ceva de genul, să zicem, el a divorțat de ea, el s-a recăsătorit cu cineva. Fata asta nouă, nevasta nouă, vorbește în continuu de rău pe prima nevastă. Asta îmi se pare cea mai căcat chestie. Tu ce treabă mai ai cu fosta nevastă? Tu, dacă acum ești actuala nevastă, ești într-o relație cu omul ăsta, dezvoltă-ți relația ta. Ceva ce ai intrat în relație ca să o comentați tot, adică rămâne, tu îl trimiți mental și emoțional, trimiți înapoi tot în fosta relație. Trebuie să aveți și alte discuții și alte lucruri. Sau invers, la fel. Ea se recăsătorește cu el și el tot timpul îi aduce aminte cât de nașpa a fost primul și îi spune mereu, draga mea, uite, soțul, fostul tău soț, nu-ți făcea asta, uite, eu-ți fac. Păi, lasă-o pe astre marci lucrurile astea. Plus că ea acum, în prezent, cu tine este. Deci dacă ea pe tine te-a ales, nu mai trebuie să-i explici tu în fiecare zi și să faci comparații cu fostul, să zicem, știi? Oricum, comparațiile astea le faci tu, în sufletul tău. Mai există câte conversații pe asta. Sunt persoane care insistă în mod patologic, știi? Mă uităm acum la Isla Iubiriu, că este acel cuplu, e fata aia brunețică foarte drăguță, cu tipul acela foarte vesel, care e un fel de DJ de nu știu ce și așa. Tipul ăla, deci, între ei, din ce observ eu până acum, este o diferență mare de maturizare. Ea a ajuns la momentul la care chiar vrea o relație stabilă și nu știu ce și așa. El este încă la faza în care încă vrea să se hăhăi, încă vrea să se împingă cu fetele prin piscină, încă vrea să bea până așa, încă vrea să asculte muzică până la 4 dimineața și după aia să danseze în chiloți pe masă. Adică el este încă în faza aia de adolescent, chiar dacă are, nu știu, probabil are până în 30 de ani, nu știu, între 25 și 30 are sigur sau poate chiar un pic mai mult. Ea, în schimb, a ajuns la faza în care își dorește. Bă, ei sunt în faze diferite. Ori, dacă este ea capabilă să facă un compromis, sau dacă nu le văd... Acum, unii mai spun că s-ar putea să joace un rol. Am auzit păreri despre aceste emisiuni, că se mai duc oamenii acolo să joace rol ca să-și construiască conturi puternice de influencer după. Pentru că mulți oameni care au ieșit din reality show-urile astea de televiziune au devenit apoi influencer. Influencer, da. Dar acolo era limpede ca lumina zilei, că nu știu ce o să se întâmple, abar n-am, e posibil, poate el să se maturizeze, să aibă o revelație acolo, să-și dea seama că atitudinea asta de adolescent peren nu-i va folosi, sau poate să-și găsească o parteneră care și ea să trăiască într-o adolescență perpetuă și atunci se înțeleagă foarte bine. Știi cum e, fiecare sacă își găsește peticul, dar ea se vede clar că este nefericită și că ea e într-o altă etapă a vieții și el e într-una complet diferită. Și atunci, da, nu știu, s-ar putea chiar emisiunea să se ajute bine de tot. Chiar dacă au venit doar ca să câștige notorietate, să-și crească conturile de Instagram, cum am mai auzit așa, bârfe prin târg, ca să spun. Da, una peste alta, de asta îmi place să mă uit la emisiunea asta. Pentru că v-am zis, întotdeauna mi-a plăcut să observ relațiile de cuplu așa din jurul meu și să și învăț lucruri, să și dezaprob lucruri. Să am uneori și subiect de discuție pe chestia asta. Suntem oameni și există și necesitatea acelor, cum se spune, discuții mici de bârfă, care sunt necesare dacă sunt făcute și fac foarte bine. Chiar asta vorbeam cu un dintre psihologii care a mai stat de vorbă, că aceste mici bârfe fac foarte bine dacă sunt făcute într-un context de asta, de confidență. Adică tu ai un prieten foarte bun sau o prietenă foarte bună care poți să discuți orice și te bazezi că nu se va deteriora de acolo conversația și o să plece în toate părțile, pentru că fiecare are nevoie de momente de astea de refulare, genul ăla, știi, să stai de vorbă cu un prieten sau cu o prietenă și să spui, bă, m-am săturat să-i vad mutra lor și dai într-un context privat, numai tu cu el, nu mai știi nimeni la cineva, vă defulați, fiecare vă ziceți ce v-a trecut prin cap, după aia povestiți ce mai aveți voi, sunt necesare discuțiile astea între oameni, sunt firești, știi, nu avem ce să facem, avem și partea aia de nervi în noi, știi, care te mănâncă, mai bine să mai bârfești un pic ceva. Și emisiunea asta e bună, știi, că îți dă niște contexte să-ți mai eliberezi și după niște tensiuni acolo rămase în cap, ideea de cuplu, să mai compari, să te mai bucuri de ce ai tu acasă. Una peste alta, emisiunea chiar dacă este superficială și multă lume spune, vai, este emisiunea pentru proști și nu știu ce, e un divertisment de care ai nevoie. Adică, bineînțeles, nu e doar asta. Fiecare, cred că fiecare om, știi, în viața lui trebuie să-și găsească niște lucruri și de astea superficiale, pentru că ai nevoie în lumea asta nebună de azi, mai ales.
Normal, aici nevoie, da. Mai trebuie să și citești o carte serioasă. Mă uitam acum că la team cu meu de cărți, dar mai trebuie să vezi și o prostie din asta, știi? Că nu poți să fii tot timpul cu cultura în brațe, chiar dacă îți plac lucrurile astea. Ai nevoie și de momente de astea, de superficialitate, de așa. E bine, știi cum le dozezi, știi ce folosești ca și condiment, ce folosești ca și aliment, știi, fix ca în, ca nutriție am observat eu chestia asta, știi, că nici să ascult toată ziua manele. Evident că după aia nu o să mai ascult, poți asculta niciodată Debussy, că o să se pară plictisitor, la Chopin, știi, o să zici, bă, ce cu pășina asta, știi? Da. Trebuie să înțelegi un pic, știi, cam cum e organizată lumea asta pe straturi ale culturii, subcultura, cultura minoră, cultura majoră, știi, să înțelegi, la urmă, ce impact au toate lucrurile astea asupra personalității tale. Nu spune nimeni că nu trebuie să asculti în viața ta manele. Așa, poți foarte bine te duci la o nuntă și dacă la 3 dimineața toată lumea e un pic pilită și se dorește să se danseze pe manele, se va dansa pe manele, dar ce mi se pare mie comic, eu nu înțeleg oamenii care la ora 7 dimineața pleacă în mașină spre serviciu și ascultă manele, aia nu pot să înțeleg, muzica de asta de petrecere. Păi mă depășește, sincer. Adică, da, na, nici nu mai știi ce să mai zici. Îți intoxici așa un pic creierul, știi? Se ca și cum dimineața la micul dejun ai mânca friptură, cartofi prăjiți, cam ceva de genul ăsta. Cum într-adevăr, dacă chiar n-ai ce să mănânci altceva, mănânci aia, dar dacă poți să alegi, nu. Ăsta a fost vlogul de astăzi. Chiar aștept să-mi spuneți și voi dacă urmăriți Insula Iubirii. Chiar mă gândeam la un moment dat să fac un clip dedicat, așa, să comentez un pic ce s-a întâmplat pe la Insula Iubirii. Din perspectiva mea, îmi place așa ca subiect. Și na, lăsați și pe aici păreri, impresii și ce mai doriți voi. Ăsta, deci după expunerea la soare e un vis, hidratează așa pielea, se simte ca un lapte de corp. Perfect după expunerea la soare. Și intră și foarte repede în piele. Cele care ați apucat să-l achiziționați ieri, good choice. Fetița se intre în apă. Așa, de mama cu SPT. Așa, așa cum e. Așa și acum? Mamuța asta mai vreau să... Așa, mami! Și mai am un pic pe spate. Unde fugi? Unde fugi că te mănânc? Unde fugi că te mănânc? Așa, mami! Discutam imediat și de imaginile de mai înainte. Da, numai că acum sunt cade dimineață. Iată, crema de corp am. Să vedem aici. Da, vreau să mă așez. Și, ops. Post mi-am făcut un duș, m-a spălat pe față. M-am dat cu esență pe față. O esență ceva țeafită, dar vreau să desfac o nouă cutie din instant. Relief patches, să-mi aplic sub ochi, pentru că căldura și primul val de polen care m-a afectat a fost foarte ciudat anul ăsta. Asta e, acum o desfac nou, pentru că n-am simțit nimic mai pe la începutul anului când am florit. Eu mai sunt ceva alergică la mesteacă, nu, a, nu știu, ceva, o plantă. Și la fel mai sunt alergică la, asta ziceți, la... Deci eu nu reușesc să fac cu lingurița asta. A, ba, da, uite că am reușit. Și la, efectiv, polenul de la cereale, cum ar fi, mi-a zis... Oh, cred că a rupt-o. A rupt-o? A rupt-o. O să arăt inestetic. Îmi zicea alergologa că, în general, polenul cerealelor e destul de... deranjant pentru cei care sunt alergici la orice formă de polen, adică nu te zic, nu te pune chiar jos între ghilimele, dar nu-ți dă o stare de bine. Și îmi spunea că
avea o pacientă foarte, foarte sensibilă asta și care avea, cărea i-a prescris și stilou de la cu, cum se cheamă, cu adrenalină, cu epifrină, sau zic o prostie, nu, cu adrenalină, cred, care se dă special la cei care sunt alergici la mâncare, știi, care sunt alergici la arahide, nu știu ce, cred că ați văzut prin filmul american, în special, când mănâncă unul câte o arahidă și se umflă fața așa, dar nu e vorba de umflat, că nu ai pus mai respir. Și așa și doamna asta și îmi zicea că a traversat femeia un câmp, că așa s-a întâmplat, să-și dea seama cât de nasol e pentru a efectul polenului de cereale. A traversat femeia cu mașina un câmp, așa, cu geamurile deschise, nu știu să mai era răcoare frumos între dimineață. Și după ce a trecut, efectiv, a luat-o foarte, foarte rău. A fost la limită să pune salvarea. După aia și-a adus aminte care în poșet acel stilou cu adrenalină și l-a făcut între timp ok și a sunat pe cineva care să vină după ea și și-a revenit. Da, și în fine, deci eu am trecut foarte bine de perioada când am înflorit toate astea, cum se cheamă, cerealele. Însă, nu știu, am avut așa un pic un pâc când mai erau niște flori de copaci înflorite. Am avut așa vreo 2-3 zile când am luat antihistaminii. Și acum, chiar vineri spre sâmbătă, m-a lovit foarte, foarte tare. Efectiv, am trezit noaptea și simțeam tot nasul super uscat și gura uscată și nasul parcă incapabil să tragă suficient înfundată, dar nu eram înfundată, nu știu cum să vă explic, adică n-aveam muci pămânești. Da, și am luat iar asta, cum se cheamă, antihistaminice și întotdeauna când încep să iau primele zile, mi-e un pic rău de la ele, nu mă simt, oricum și cât iau antihistaminice, parcă nu sunt eu așa, sunt mai, da, și acum, în fine. Dar legat de imaginele pe care le-am filmat mai înainte, sper să-mi fie și blurarea cu fața copilului. În primul rând, o să vă spun foarte clar, nu sunt aici să judec pe nimeni, eu nu am de unde să știu. Femeia care își folosește copilul în materiale de reclamă, poate săraca, nu știu, are nu știu ce credite de achitat. Așa și trebuie să producă mai mult decât așa sau ea are vreo traumă din copilărie pentru care își, fără să vrea, indirect își chinuie copilul. Pentru că nu, chiar nu e o glumă. Dacă tu ca adult ai avut niște situații foarte, foarte nasoale în copilărie, lucrurile pot fi așa. Ori tu suferi, doar suferi și se somatizează suferințe respective în alte lucruri. Nu știu, atacă de panică, o problematică de a lega legături cu cei din jur, ori dacă tu la un moment dat ai copil, se poate strânge din păcate asupra copilului. Exact ce spunea și mie psihologul, îmi zicea așa, că tu ai fi putut, cum eu am fost un bullied toată viața, începând din cadrul familiei până toată viața, mă refer, nu toată viața, exagerez toată viața, toată viața de copil, copil și adolescent, și apoi în școală, puteam fi la rândul meu un bully pentru, adică un atacator, un chinuitor, dar sau o persoană neplăcută, așa cu ochelarii, pentru altcineva din jur sau chiar pentru ai mei copii, știi? Sau al meu copil, puteam să mă port urât sau să fiu o persoană care în general se poartă urât cu copiii, ceea ce la mine nu a fost invers. Și spunea că asta știi, eu oarecare... Poate să fie până la urmă o loterie, dar dacă tu ca adult observi niște lucruri, totuși poți și ești în deplinătatea funcțiilor mentale, poți să iei niște decizii și să spui, domnule, stai puțin, nu mai ridic vocea la copilul meu, nu mai închin un copilul, prin asta am trecut eu 15 ani, hai să mă port frumos cu copilul meu. În cazul, eu am văzut acum social media și numai eu, toți am văzut, sunt o grămadă de influenceri care își supraexpun copiii. Păi, una e când îți mai apare copilul în cadru, trece lângă tine, mami, nu știu, să zicem, sunt femeile astea care filmează multe story și povestesc gen aluziva și trece la un moment dat copilul prin cameră, mamă, vreau să-mi ștergi mucii sau nu știu ce. Ai ok. Sau filmezi un vlog și îl mai surprinzi și pe el, normal, tu faci vlog de călătorie, călătorești copilul și îl mai surprinzi pe copil, nu știu, că curmă nisip sau așa.
Dar în momentul când începi să o faci foarte focusat și foarte chitit, a copilul să expună produsul și tu să arăți o relație de fericire între produsul la care tu trebuie să faci promovare, comunicare, plasare, indiferent ce tip de publicitate acolo, așa, acolo nu mai e ok. Adică când tu în cadrul unui brief cu o agenție de publicitate spui: bine, eu o să iau produsul ăsta, o să mă pozez cu el în mână, o să mă filmez, o să fac un reel în timp ce aplic pe corp. Deci, dar dacă tu spui, și o să iau pe fetița mea să-l țin în mână și să spună ce frumos e, aia din start arată că tu ai niște probleme aici nerezolvate sau pe aici. Mai rău este când și brandul acceptă. Bine, brandul uneori acceptă din foame de awareness, de notorietate și de vizualizări, de, știi, de determinarea consumatorilor să cumpere produsul respectiv. Că una este, știi, când tu iei un copil și începi să-l dai cu ZPF, deși imaginile acolo arată cum e și copilul ăla e chinuit, e urmărit, îți dai seama, se și vede că la un moment dat când îl fugărește prin cameră, tatăl sau ceva se aude în background că spune lasă-l sau ceva de genul ăsta, adică băi, gata, am strat eu, cine știe cât l-o fi, cât o fi fugărit-o pe respectiva fetiță până a prins-o să, așa, după aia mai chinuit-o și când se băga în cădița aia. Și apropo, faza aia cu cădița aia, că imediat a dat-o și a zis că acum gata, bagă-te în Ligian aici. Da, în fine. Cred că și brandul ăla acolo ar fi trebuit să intervină și, în primul rând, ca oricine ar fi fost social media manager, PR, agenția care monitorizează, care se ocupă, managerește acel cont, nu ar fi trebuit să preia acele stories. Cel mult puteai să preia acele stories, să le prelucrezi și să blurezi fața copilului. Adică, deși să mai blurezi fața copilului, nu era neapărat numai de că se vedea fața lui, tot ce se vedea acolo nu era ok. Că nu... Și asta este unul dintre multe cazuri pe care le vedeți în social media, numai brandul respectiv și influencerița respectivă au făcut asta, adică ei practic merg deja pe un pattern pe care îl fac mulți influenceri. Acum știu că se fac paralele, vai, dar îți aduce aminte de Copiii Minunei cinematografiei și așa, e vorba de altceva acolo. Copiii Minunei cinematografiei erau niște cazuri izolate și erau alte timpuri când trebuia să începi munca mai de mic și dacă îți manifestai vocația nu era așa o mare tragedie, dar acum efectiv se pui, acum copilul are mult mai mult acces el la toate lucrurile astea și să-i imprim din start că tu trebuie să stai cu telefonul în mână și să arăți tot ce faci, așa, nu e chiar sănătos. Poate el nu vrea să facă asta sau și el de ce să se expună atât. Lasă-i dreptul să aleagă când o fi mare, că a te expune implică foarte multe lucruri. Și decizia asta de te expune trebuie lăsată individului adult și care cât de cât s-a informat despre asta. Da, de aia nu mi-a plăcut și felul cu copilul ăla scâncea și așa, nu știu, mi-a dat o mare stare de disconfort și nu știu, efectiv mi s-a părut da, dar așa vă v-am zis, cum ziceam și de familia Mariciu la un moment dat, care la fel își expun copilul în toate contextele astea și advertoriale și non-advertoriale. Și acolo se vede o problematică și la fel acolo se vede o puțină disperare pe parte materială. Mai, și ce se întâmplă? Așa am observat eu și eu cred că am observat și la mine la un moment dat, m-am trecut repede. Chestia aia, când ajungi la un anumit nivel material, mai relaxat și îți permiți anumite lucruri, ai senzația că toată viața trebuie să fie așa. Și te panichezi când vezi că nu se mai întâmplă lucruri și ești dispus să forțezi din orice. Este exact cum se spunea pe vremuri, săraca fata a plecat la oraș, s-a dus să muncească la fabrică, dar pentru că n-a muncit suficient la fabrică, a mai început să facă și prostituție după orele de program. E, acum și în influencerea asta a apărut nu prostituție fizică, ci o prostituție oarecum emoțională și de comportament, pentru că ați spune copilul să, hai, că avem contract, hai, nu știu cum, stai acolo în cutia sau tu, mamă, gata, i-ai schimbat pampersul, l-ai spălat, i-ai spus până acolo în cutiile de produse că trebuie să facem content.
Evident că un copil atrage. Este exact, dacă vă uitați, este exact cazul pozelor cu pisici. Da? Pui poze cu pisici drăguțe și ce, toată lumea îți da like. Pui poze cu copilași făcând diverse lucruri la fel. Atragi mai mult decât... Da. Adică e mult mai atractiv, în mod cert, un unboxing de jucării de bebeluși. Când ai lângă tine bebelușul care tot forfolește și el ceva cu produsele și nu ai când tu ai face unboxing singura. Trebuie să dăm astea roz. Le dăm. Cred că mai am roz aici, o pățică. Da. Să le punem și pe așa. Și vreau să-mi iau o cremă de față. Un pic și o termin pe aceasta. Nu știu că în ultima vreme și sub SPF o folosesc pe aceasta. Da. Aici mai are un pic din... Asta îi puteți vedea consistența cu... are două mase în ea, știi, o masă mai grasă cu galben și cealaltă de ordin umectant. Da. Social media cred că va fi un lucru interesant de studiat de toți cei care vor intra pe zona asta de psihologia maselor, transformarea individului sub efectul acesta constant al expunerii. Și chestia asta, știi, m-a făcut să mă autoanalizez și eu un pic de ce am ales eu să fiu, în ce am ales să fac social media. Odată, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să fiu pe o scenă. Deci, știți situațiile alea când părinții se chinuie să urce copilul pe scenă? Hai, mamă, repetă poezia, observată, nu știu ce, hai că trebuie, nu știu ce. Nu, eu am fost în tagma cealaltă. Deci eu eram mega fericită când trebuiau sărbări și eu am și prins de vremea cu Șoimi Patrii și cu pionierii, când să știți că se făceau foarte multe sărbări, foarte multe chestii. Și mi-a plăcut întotdeauna. În plus, când eram foarte, foarte mică, și anume pe la 4 ani, părinții mei aveau un casetofon, nu știu de unde luase tata niște îmbârligăciuni dintre alea și ce avea extraordinar ca opțiune, te puteai registra pe casetă. Eu la 4 ani deja mă registram, da, am înțeles acum că mama îmi zice că ascultam Beatles și că Obladi, Oblada, cântam de pe la 2 ani, jumate, 3 ani și voiam și eu să mă aud la aparat și explicam, pentru că am început să vorbesc de foarte mică, explicam că vreau să mă aud și eu acolo. Și cum casetele alea, pe vremea aia casetele se găseau foarte greu, mama nu găsea o casetă goală să mă înregistrez eu pe aia, dar până la urmă, pe la vreo 4 ani, a sacrificat o casetă pe care m-am înregistrat cu toate alea. Erau povești pe casete. Păi ce, nene, am inventat eu casete, m-am inventat eu povești și le înregistram. Imaginam scenete, dar ce nu vreți? Am avut chestia asta, am plăcut totdeauna să vorbesc pe o scenă. Habar n-am, nu știu de unde mi se trage. Și lucrul ăsta s-a perpetuat. Eu n-am avut niciodată trac de scenă decât emoțiile alea firești, dar care pe mine erau niște emoții care îmi făceau bine. Mie îmi plăcea să stau în fața publicului să vorbesc ceva. După aia, la un moment dat, mi-am dorit foarte mult să mă fac actriță sau regizor de teatru. Am mai povestit asta într-un vlog. Am avut o discuție cu un domn care lucra la teatru din orașul în care lucram eu și mi-a spus niște lucruri nu foarte plăcute despre zona asta. Și ținând cont că eram o persoană așa mai sensibilă de felul meu și poate relativ mai puritană în adolescență, mi-a zis că nu o vede ca pe o meserie care să mi se potrivească, mai ales că eram și mai fragilă fizic și aveam probleme, cred că v-am mai povestit, că de-aia n-am făcut eu sport, chestii de-astea. Și omul a zis, nu, pe ca să fii actriță, trebuie să faci, mi-a zis, uite, la un rol, de exemplu, trebuie să te arunci cu fața în noroi. Te arunci cu fața în noroi, nu, sau uite, la un alt rol trebuie să te săruți pasional cu colegul tău care e actor și care e urât, e bărbos, nu știu ce, și tu, tocmai ceea ce trebuie să transmiți de pe scenă sau din fața camerei este că îți place nebunie și că ești îndrăgostit de el, poți să faci asta. Asta m-a îngrozit teribil. Și am zis, nu, da, zice, dar nu pot, eu foarte, dă. Zic, dar eu credeam că actorii își aleg rolurile. Mamă, zice, își aleg rolurile ăia mari, mari, dar cum erau ei actori la un teatru din provincie, au zis, nu, la noi se decide ce piesă a adus mai multe, adică se decid piesele care sunt și ușor comerciale, da? Că zice așa, și nouă ne plac anumite piese, dar care probabil ar aduce 10 oameni în
acolo pe locuri și ar și adormi. Ce noi trebuie să jucăm de asta care să placă oamenilor și el îmi spunea că sunt multe piese care nu-mi plac. Da, n-am ce să fac, trebuie să le joc. Oh, și atunci am fost așa că eu îmi imaginam că în arta asta teatrală, tu ca actor îți poți alege în ce să joci. Ciuciu. Și pe aia când am mai citit eu o carte, vezi, nu aveam acces, nu era online, găseam și o revistă Cinema sau nu știu ce aici. După aia când au apărut și tabloidele de scandal și începuseră actrițele să se plângă de anumite chestii, mi-am dat seama, ce bine, că n-am făcut meseria asta. Și adevărul că stau bine și mă gândesc, nu cred că mi-ar fi fost potrivită, pentru că, într-adevăr, eu sunt o persoană, cum se zice la noi, la români, scârboasă. Adică mie, dacă nu-mi place ceva, nu-mi place ceva cu miroase, dacă nu se vede. Deci eu și dacă mă forțez să par că îmi place lucrul ăla, nu pot. Iar pe scenă chiar trebuie, practic, asta înseamnă arta actoricească, să fii capabilă să și disimulezi, să și simulezi, da? Asta mă și gândeam că nu mai știu la un moment dat cine a făcut o declarație, ori Caterina Zeta-Jones sau nu știu ce actriță de asta mare, că a jucat un mare film cu o poveste de dragoste pe care noi am văzut-o cu sufletul la gură și ne imaginam nu știu ce. Ba nu, ba nu, ba nu. Dacă nu mă înșel, chiar legat de aripile vântului, Vivian Leigh spunea că lui, doamne, cum îl cheamă pe actorul ăla superb, îi mirosea gura groaznic și când trebuia să se sărute cu el sau numai se apropie, îi venea efectiv să vomite. Ei, și chestia asta m-ar fi, nu mi-ar fi plăcut. Deci eu sunt foarte scârboasă de femeie. Eu n-aș fi putut să disimuleze și să fac ca Julia Roberts sau ca toți actorii ăștia mari sau ca actorii noștri care pe scenă arată, vai de mine, atâta afecțiune, deși ei fac exerciții de improvizație în timpul facultății și cam m-am interesat, apoi și repet anumite lucruri până poți să le faci, dar nu. Și atunci de asta la un moment dat când a apărut faza asta cu YouTube-ul și cu partea de blog, nu știu ce, mi s-a părut foarte interesant. Că am zis, pot să-mi fac scena mea și să fiu eu pe ea și până la urmă eu aleg ce cânt acolo pe scenă și vine publicul care dorește, știi, mi s-a părut cea mai liberală formă de expunere în agora, în public pe care pot să o fac. Și așa am ajuns să fac toate chestiile astea și atunci când știi, mă autoanalizez pe mine, dar oare de ce fac eu social media și așa, uite de asta. Și apoi, normal, mai sunt chestii ale mele ca om, ca, de asta, de narcisism. Faptul că am fost complexată până foarte târziu, adică încă timp de la începutul adolescenței și până spre 30 de ani am fost complexată ca și o femeie urâtă, neatractivă și deci din cauza asta am foarte mult de suferit. Acum îmi place să-mi fac anumite poze în care să arăt bine și așa să mă surprind, anumite fotografi sau eu pe mine. Și îmi place să văd acele imagini în care eu arăt. Îmi fac bine. Ce am observat că nu mi-a plăcut și n-am putut să suport niciodată, toate aceste filtre și chestii care se folosesc în social media, despre care și au fost și sunt influencer sau oameni din zona de PR sau astea care spun, Ana, dar cu trei chestii acolo, cu un contrast, cu nu știu ce, arăta mai bine. Foarte puțin mulu la partea asta. Nu. Vreau să mă văd așa cum sunt. Uite, astăzi, de exemplu, am o zi mai proastă, când arăt mai rău. O să vă uitați în alt clip în care arăt mai bine, o să vă uitați în alt clip în care arăt și mai rău. Că, da, sunt zile și zile. Îmi place să văd această variație a mea pe parte de față, de că am o zi mai... Pentru că, și de ce? E o foarte mare legătură între știi ceea ce trăiesc, ceea ce simt și ceea ce se vede. Și mie chestia asta îmi place foarte mult. Autenticitatea. Cred că am fost întotdeauna și sunt o persoană foarte flămândă de autenticitate. Adică chiar dacă sunt narcisistă, am și momentele mele de narcisism, genul, fac un selfie și zic, mamă, uite ce bine am ieșit aici și pun acel story, știi? Sau fac acea postare cu mine. Dar nu-mi place să-mi editez poza, adică ies într-o poză mai așa, hai să o mai aranjăm puțin. Ce umplu, într-adevăr, mai umplu la lumină, pentru că câteodată se întâmplă, sunt așa, la lumină și la contrast, dar foarte puțin, în rest nu-mi place. La lucrurile astea umplu. Dar în rest sunt foarte flămândă de autenticitate, de realitate, de asta, uite, mi-aduc aminte când a apărut ideea asta de a folosi fond de ten zi de zi, ceea ce mi s-a părut groaznic. Cum să porți fond de ten zi de zi. Eu încercam să fac ca tenul meu să arate foarte bine ca și cum ar fi dat fond de ten și de asta cred că și efortul meu pe tot ce înseamnă partea de skincare a fost susținut și de chestia asta. Hai să arate tenul meu la fel de bine ca și cum aș fi dată cu fond de ten și nu odată am pățit. Având foarte mare grijă și fiind și preocupată de diverse lucruri, având normal și noroc să mă nasc fără probleme majore pe față, să mă întâlnesc cu cineva care să-mi spună, Doamne, dar ce fond de ten ai?
cu ce, dacă îmi place foarte mult cum stă fața și o să spun așa foarte mândră. Nu sunt dată cu niciun fond de ten, așa arăt eu. Da, bine, au cam dispărut acele perioade pentru că acum Ana se văd ridurile, da, se văd tot felul de lucruri și... Dar m-am obișnuit cu ele. Cred că a fost un exercițiu bun, o scurtă așa perioadă, zic eu, între 30 și vreo 35. De cred că din punctul meu de vedere am arătat cel mai bine la față, să spun. Acum îmi place cum arăt pe total, dar într-adevăr la față sunt acele chestii inestetice care vin pe la urmă din vârstă, dar care mi-e mulțumesc partea aia la fel de foame de autenticitate și de a mă vedea pe mine cum evoluez. Cred că am mai zis și cu alte ocazii, când eram mică, încercam să imaginez cum voi arăta când voi fi în vârstă și îmi luam așa modele din prejur și îmi spunea, aș vrea să am părul ca doamna cu tare, aș vrea să pot să vorbesc ca doamna cu tare, aș vrea să am părul alb așa frumos ca doamna cu tare, adică aveam în cap lucruri din genul ăsta, am fantasmat în adolescență foarte mult cu ideea asta, cum voi arăta eu cum voi fi în vârstă. Da. Asta zic, social media e un loc unde te poți autocunoaște, dar unde poți face și foarte multe exerciții de autosabotare, le zic eu. Și uitându-mă așa în tot ce înseamnă spațiul de social media, văd lucrurile astea. Bineînțeles că exercițiile astea de autosabotare pentru mulți poate să aducă succesul material, știi? Adică, vedem atâtea fete care se supraexpun sau băieți sau oameni care mimează tot felul de lucruri și pe baza acestor mimări câștigă foarte bine și oarecum se face un miraj, știi, pentru că și ceilalți care nu au poate posibilitățile lor zic, uite, cum aș putea eu să am bani, nu știu, să îmi iau nu știu ce mașină sau nu știu ce, uite, pot să fac acutare și așa și chiar dacă tu nu ajungi până poate la acel moment, pentru că am să vă spun, banii țin și de contexte de noroc, am lămurit, tu faci exercițiile alea, știi? Și mă uit mai nou la tot felul de fete de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, vârsta asta marilor încercări, care se supraexpun pe social media într-un fel urâțel, adică și care nu le flatează. Mă uitam la niște fete care mai îmi trimie mail-uri, bine, le trimit clienților mei, pentru că și ele sunt influencer la început de carieră și cum se spun, cu tot felul de chestii mulate, arătându-și, supra-arătându-și fundul sau supra-arătându-și sânii și nu știu ce. Poți să faci lucrurile astea dacă e într-un context care chiar te reprezintă pe tine, dar nu forțat. Pentru că se vede un pic cam forțat, știi, când postarea dinainte a fost despre detergent. Așa. Și în postarea următoare tu ești cu, zici... cu decolteul până la buric și dar de fapt ne spui cât este de bun acest rimel pentru gene sau acest ruj. Evident că nu se uită nimeni la rimel, tu o să primești poate cele 200 de like-uri pe care trebuie să le arăți agenției cu care ai făcut aia pentru că ți-ai arătat sânii. Iar cei 200 care ți-au dat like pentru sâni sunt complet neinteresați de rimelul din mâna ta și s-ar putea culmea ca fetele care le place rimelul să... acelor fete să le cauzez o reacție de ea, uite-o și pasta și atât să țere pe net ca să ne convingă pe nouă să ne cumpărăm rimelul. Așa. Nici nu mă interesează, dar mi-a plăcut la mine că era o glumă. Era o glumă care circula, nu mai știu pe unde, ori pe... oare pe TikTok pe la început, cu o fată care îi spunea alteia. Iar această alta avea niște sunt foarte mari și, într-adevăr, foarte atrăgători. Și prietena ei spunea, nu trebuie să te machiezi, nu se uită nimeni la machiajul tău. Trageți un pic fermoarul și nu se uită nimeni, ce poți să ai și cear. Știi, cam așa, așa ceva. Acum depinde ce public dorești. Da, nu se poate face content și de asta senzual foarte cu cap. Eu mai urmăresc așa oameni care fac și content de asta senzual, dar cu cap și bine gândit și preîncadrat. Sensualitatea și erotismul și-au rolul lor atât timp cât sunt puse în valoare exact ca și celelalte lucruri, știi? Dar e o formă de ipocrizie funcțională la un moment dat sau cred că și mai acum mai pun influencerițele astea mai măricele care primesc foarte multe like-uri pentru că arată foarte bine în chiloți și în sutien. Orice ar spune, ele primesc like-uri și le mai apucă pe ele câteodată și mai pun câte un citat de la super șmecher din Osho de obicei, din Osho, din Schopenhauer, nume de-astea care dau bine. Și pun acea poză, ea super sumar și într-o poziție destul de vulgară și de desubt acel citat din Osho, din Schopenhauer, nu știu ce.
Aici e o contradicție de termeni și o ipocrizie pe față. Ok, femeie, vrei să arăți, ești foarte bucuroasă că arăți foarte mișto din punct de vedere fizic, lasă postarea ca ta, nu-și mai scrii nimic, pot să scrii acolo cel mult. Vă pup! Sau vă salut din balconul meu, sau vă salut din concediu și atât, nu mai trebuie să scrii nimic. Dacă poza ta este, dacă e mesajul tău, pe asta se centrează, că nu ne crea confuzii în cap. Practic, confuzia pleacă de la tine, că tu încă nu ești hotărâtă dacă vrei să fii o persoană mai degrabă orientată mai spre partea intelectuală sau mai spre partea senzuală, știi? Și niciuna nu e rea, dar bă, că trebuie să le alegi, să nu le amesteci, să faci acolo o mare ipocrizie cu fundiță deasupra. Pentru că sunt și persoane care fac content ăsta cu ceva mai multă încărcătură de nuditate, dar și nuditatea asta depinde cum o expui, depinde ce arăți, depinde cum arăți, știi, depinde, arăți o mână, un spate, atitudinea ta, nu știu ce, și atunci poți să folosești și un context ăsta care se ducă mai spre cultură, știi? Da. Cred că cam asta a fost vlogul.